Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Călăraș a hotărât ca urmare a evoluției pandemiei de COVID-19 obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice din județul Călăraș. Măsura este obligatorie în toate localitățile județului. Astfel, toate persoanele cu vârstă mai mare de 5 ani sunt obligate să poarte mască de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura în spațiile publice, precum piețe, târguri, oboare, parcuri, locuri de joacă, stații de transport public local, sala de așteptare din gări și autogări și pe o rază de 50 de metri în jurul unităților de învățământ și a unităților de cult. De asemenea, autoritățile publice locale au obligativitatea de a face dezinfecția spațiilor publice pe care le au în administrare. Se permite organizarea și derularea evenimentelor publice și private în aer liber cu respectarea regulilor de distanțare și siguranță sanitară. Persoanele vulnerabile sunt rugate să evite deplasările în zonele aglomerate. La nivel național s-a decis ca toate evenimentele private, precum nunți, botezuri sau mese festive, atât în spațiile deschise cât și la interior, să fie interzise până la scăderea numărului de cazuri de coronavirus.